Cazul profesorului Marcel Petrișan, cercetat de procurorii DIICOT Buzău sub acuzația de pornografie, a fost deschis în urmă cu o jumătate de an, când autoritățile din România au primit o sesizare prin Interpol cu privire la difuzarea unor materiale video cu minori între 6 și 13 ani, filme postate pe un site creat de la un IP care ulterior a fost identificat a fi cel deținut de fostul dascăl de la HD-ul. În urmă cu o lună, profesorul Petrișan a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat apoi în stare de libertate. Între timp, anchetatorii au dispus o expertiză informatică pentru a stabili cu exactitate traseul acestor materiale de pornografie infantilă. Surse din rândul investigatorilor ne-au precizat că s-a reușit recuperarea de pe hardul profesorului a filmulețelor prelucrate și apoi postate pe un site de pornografie infantilă, lucru ce înlătură orice dubiu în privința provenienței acestor materiale. La câteva zile după ce a fost reținut, profesorul Marcel Petrișan a acordat un interviu în exclusivitate pentru Campus TV, în care preciza că a fost victima unui atac informațional. Cu toate acestea, sursele noastre din rândul anchetatorilor ne-au precizat că percheziția informatică efectuată în acest dosar de un specialist în criminalitate informatică nu mai lasă loc de interpretări cu privire la persoana care a realizat și difuzat materialele compromițătoare. Potrivit acelor surse, profesorul Marcel Petrișan accesa site-uri de pornografie infantilă de unde prelua și apoi prelucra filmulețele pe care ulterior le posta pe un site creat chiar de el, site descoperit prin Sistemul Internațional de Criminalitate Cibernetică. În aceste condiții, procurorii DIICOT Buzău sunt foarte aproape de a întocmi rechizitoriul în acest dosar, în care avem de-a face cu cea mai gravă acuzație din ultimii ani, în dreptul unui profesor cu renume de la un colegiu important.